Alexandra Căpitănescu, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat vineri seară cea de-a 11 a ediție a emisiunii Concurs Vocea României, difuzată de ProTV. Alexandra Căpitănescu, în vârstă de 19 de ani, a obținut cele mai multe voturi din partea publicului, după ce a cântat melodia Alon și a avut un duet cu antrenorul Tudor Chirilă și cu Adrian Nour. Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Vocea României? Alexandra Căpitănescu vine din Galați și este studentă la Facultatea de Fizică Medicală, dorindu-și să devină fizician medical. Deși întotdeauna a fost atrasă de științele exacte, are și o pasiune puternică pentru muzică, fiind încă de mică fascinată de sunetul pe care îl scot păsările din curte. Alexandra a mărturisit că este o cu totul altă persoană când este pe scenă. În viața de zi cu zi este percepută care trasă și cu minte. De altfel, ea spune că nu a avut prea mulți prieteni și că în copilărie prefera să stea la bunici și să cânte singură, imaginându-și că de concerte. Rezultatele din finala Vocea României. Pe ce locuri s-au clasat Vlad Musta, Melisa Antonesi și Alex Maxim? Locul 2 a fost ocupat de Vlad Musta din echipa Irinei Rimes, care a cântat în duet cu Dora Gajtanovic. Vlad Musta are 24 de ani și este din București. În prezent este student și solist vocal într-o trupă de coveruri. Urmează cursurile unei facultăți private. La secțiunea Arta Actorului și a absolvit Colegiul din pati, tot la Arta Actorului. Melisa Antonesi a fost pe locul 3. Venită din echipa lui Horia și Teorose, ea a interpretat o melodie cu miță, Bere gratis. Melisa Antonesi are 23 de ani și vine din Manchester, Anglia. A absolvit Facultatea de Muzică și Teatru, însă lucrează ca recepționeră. Deși locuiește la Manchester, ea vrea să se întoarcă la un moment dat, iar experiența la vocea României ar putea grăbi revenirea ei în țară. Alex Maxim, din echipa Smilei, a fost al patrulea, acesta avându-le invitat la duet pe Adrian Minune. Alex Maxim are 29 de ani și vine din Iași. Tânărul este solist vocal și inginer de sunet. El spune că a moștenit talentul muzical de la tatăl lui, Cătălin Maxim, care a cântat în trecut cu diferite trupe. Toți cei patru finaliști au cântat trei melodii singuri, cu antrenorul lor și cu un invitat. Premiul pentru câștigător este de 100.000 de euro. Tudor Chirilă câștigă vocea României a doua oară consecutiv, după ce anul trecut s-a impus Iulian Nunucă, tot din echipa sa.